După fier, zincul este al doilea cel mai abundent oligoelement din corp, fiind prezent în toate celulele. Dacă te-ai întrebat de ce e important să consumăm alimente bogate în zinc, rămâi aici pe canalul Superfit ca să afli răspunsul. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Zincul este un mineral necesar organismului uman în cantități mici, însă e implicat în numeroase procese ce țin de metabolismul celular. El contribuie la activitatea enzimelor în reacții chimice esențiale, la sinteza proteinelor, creșterea celulelor, vindecarea rănilor, sănătatea pielii, sinteza ADN-ului și funcționarea imunității. Zincul susține dezvoltarea normală în timpul copilăriei și adolescenței. Mirosul și gustul depind de asemenea de acest nutrient. Des întâlnit în suplimente alimentare, alături de vitamina C, zincul diminuează simptomele de răceală și întărește imunitatea. Zincul joacă un rol fundamental în buna funcționare a celulelor sistemului imunitar, astfel că o deficiență slăbește reacția organismului în fața virusurilor sau a bacteriilor. Sub formă de pastile care se topesc în gură sau sirop, acest oligoelement poate reduce intensitatea și durata simptomelor de răceală, inhibând în mod direct legarea și replicarea rinovirusurilor în mucoasa nazală, bucală și în gât. Condiția este ca zincul să fie administrat la scurt timp după ce persoana respectivă a răcit. O cercetare a arătat că 80-90 de miligrame de zinc pe zi pot reduce durata răcelii obișnuite cu până la 33%, însă nu există dovezi că doze mai mari de 100 de miligrame pe zi ar fi mai eficiente în tratamentul răcelii. De asemenea, zincul ajută la vindecarea leziunilor pielii. Responsabil de crearea de noi celule, zincul este important pentru sănătatea pielii, folosindu-se în anumite condiții la tratamentul arsurilor, al unor urcere și leziuni ale pielii. În plus, zincul susține activitatea celulelor sistemului imunitar care combat inflamația apărută din cauza unei răni. Aproximativ 5% din conținutul de zinc al corpului se găsește în piele. Iată care sunt cele mai importante surse alimentare de zinc. Crustaceele, cum ar fi stridii, crab, pomar, carnea de vită, pasăre, porc, lactatele, ouăle, leguminoasele, nucile și semințele, cerealele integrale. Absorpția zincului este mai redusă din surse vegetale în comparație cu cele animale, deoarece leguminoasele și cerealele conțin fitați care scad biodisponibilitatea acestuia. Totuși te poți baza fără probleme și pe alimente vegetale pentru a-ți asigura o parte din necesarul zilnic de zinc. Există și alimente fortificate cu zinc, ca de exemplu unele tipuri de cereale pentru mic dejun. Suplimentele cu zinc se găsesc cel mai frecvent sub formă de pastile care se dizolvă în gură, siropuri, spray-uri nazale, precum și alte remedii pentru răceală. Doza recomandată pentru adulți este de 11 mg pe zi pentru bărbați și 1 mg pe zi pentru femei. Sarcina și alăptarea urcă necesarul de zinc până la 12 mg pe zi. Reține că excesul de zinc influențează negativ echilibrul fierului și reduce biodisponibilitatea cuprului. Pe de altă parte, deficiența de zinc este rar întâlnită și în general apare în cazul persoanelor care nu-l absorb bine din cauza unor probleme digestive sau care au trecut printr-o intervenție chirurgicală gastrointestinală sau care suferă de boli cronice de ficat sau rinichi. Alte grupuri de risc pentru deficiența de zinc sunt femeile însărcinate, vegetarienii și veganii. Simptomele deficienței de zinc pot fi pierderea mirosului sau gustului, lipsa poftei de mâncare, imunitate scăzută, apatie, vindecarea întârziată a rănilor, diaree, căderea părului. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!